pentru noi valabil. Și mă rog ca prin adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, în viețile noastre și Duhul Sfânt să ne dea puterea să nu ne lăsăm copleșiți de încercări și să nu ne lăsăm scofundați, afundați în ele și să ne fure speranța, să ne fure bucuria și să ne fure nădejdea despre care Apostolul Petru vorbește. Apostolul Petru abordează o temă nouă în 1 Petru capitolul 3 și anume vorbește despre suferința creștinilor în lume. Și noi când trăim pe pământul acesta avem de dus o luptă, este adevărat, nu? Avem de dus o luptă, dar în lupta aceasta există și suferință. Pe lângă durere și alte provocări sau ispite care sunt, în lupta aceasta este încorporată și suferința. Și Petru vorbește despre suferință. Dar încă de la început, aș vrea să avem privirea țintită către Domnul când trecem prin suferințe. Chiar dacă ai picat examenul, chiar dacă te-a stricat din mașină, chiar dacă ai probleme și sarcina o duci cu greu și uneori este grea și încercarea este grea, Domnul ne invită să avem privirea către El. Amin. Ștefan a putut să stea tare în ziua încercării, a problemei, a necazului, când a avut privirea îndreptată către Domnul Iisus Hristos și ne rugăm ca El să ne ajute și în seara aceasta să avem privirea îndreptată spre Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. În aceste momente, în aceste clipe, creștinii, noi astăzi, suntem chemați de Domnul, de Iisus Hristos, să ne punem toată încrederea în El când trecem prin necazuri, prin strâmtorări. Dumnezeu știe de ce am găduit să ai o problemă cu mașina. Dumnezeu știe de ce. Poate ai fi ieșit, ai fi făcut accident. El știe în suveranitatea sa, în planul său, El cunoaște și orchestrează, conduce toate lucrurile în detaliu. Chiar și în viața mea, când apare o anumită criză, o anumită problemă, El știe de ce. Așa este. El are înțelepciunea necesară prin aceste încercări să ne smerească, dar să țină și nădejdea vie noi, speranța vie. Când speranța noastră începe să descrească, dragul meu, amintește-ți că ești în pericol. Încercările, în loc să te ajute să te apropii de Domnul, ele te depărtează. Și atunci, roagă-te lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu să poți să reziști în ziua încercării. Petru pune această încercare. Cine ne va face nouă rău? Cine ne va face nouă rău? Nu poate diavolul să ne facă rău. Când nădejdea Domnului Iisus Hristos este în inima noastră vie, când inima noastră, mintea noastră, ființa noastră este alipită de Domnul, nici vrăjmașul nu poate să ne facă răul. Iar Apostolul Pavel pune această întrebare, dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este cu noi în încercare, și când ai picat un examen, și când ai o problemă de sănătate, de orice natură, dacă simți mângâierea Domnului Iisus Hristos acolo, dacă simți încurajarea Domnului, dacă simți motivarea Domnului, dacă simți cum El te ține pe brațe, nu te poate despărți nimica și nimeni. Amin. De El. Și slăvit și binecuvântat să fie Domnul. De aceea, noi suntem focalizați, centrați pe scopul lui Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu în momentele acestea este să înflăcăreze noi nădejdea care este Hristos. Poți să ai credință, dar când te-ai pierdut nădejdea, în necaz, în strâmtorare, dispare orice din inima ta. Și ești gol, ești fără speranță. De aceea, Petru spune bisericii, nu vă pierdeți această nădejde. Amin. Și o spune și bisericii și nouă astăzi. Nu vă pierdeți nădejdea.
pentru că El, Dumnezeu, este cu noi și nimica nu ne poate despărți de Domnul. Dumnezeu este cu creștinii care sunt plini de zel, de râvnă, pentru bine. Dumnezeu este cu noi, dragii mei, în momentul în care noi căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Amin. Noi căutăm să ne încredem în Dumnezeu. El este acolo prezent cu noi. Dragii mei, de aceea tot efortul nostru, care avem toată doza noastră de speranță, trebuie pusă în Domnul. Și Dumnezeu le multiplică, Dumnezeu le binecuvintează. Înțelegeți? Dacă ai credință cât un bob de muștar, Dumnezeu va binecuvânta. Și este exemplul acela. Un bob de muștar, dacă îl pui în pământ, dragul meu, este un bob, este foarte mic, dar când crește, crește așa de mare și ajunge să atragă privirile oamenilor și să zică, wow, din ceva mic a ieșit ceva mare. Amin. Așa este și cu speranța noastră și cu nădejdea noastră. Când ne punem încrederea și chiar dacă este mică, Dumnezeu o consolidează, Dumnezeu o mulțește, Dumnezeu o binecuvintează și când ești în necaz și ești biruitor din necazul acela, din strâmtorarea aceea și când oamenii se uită la tine și zice, wow, cum s-a întâmplat să ieși biruitor, cum s-a întâmplat să inima ta să fie bucuroasă, plină de nădejde, că de obicei când oamenii trec printr-o traumă, printr-un necaz, ei se duc în jos și au nevoie de multă încurajare, de mult sprijin. Amin. Dar la tine este invers, tu în loc să te duci în jos, tu crești. De aceea spune Biblia, fii focalizat, nu pe ceea ce experimentezi negativ, ci pe ceea ce îți oferă Hristos Domnul. Nădejde. El în mijlocul necazului, El îți oferă speranță. Oamenii nu o au, dar tu o ai. Indiferent că ești creștin sau nu, vei trece prin necazuri. Fiecare dintre noi trecem prin necazuri. Dar când treci cu Hristos, viața se schimbă. Când treci singur, și viața se schimbă, dar se schimbă în sens negativ. Și lucrul acesta Dumnezeu nu-l dorește. Dar din împietrirea inimii, omul ajunge să experimenteze multe lucruri care nu sunt plăcute. Dar din încrederea inimii în Domnul, ajunge să experimenteze binecuvântări. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Amin. Pentru lucrarea sa. Ei trebuie să caute să fie plini de râvnă pentru bine, spune Scriptura. Versetul 13 și versetul 17 din 1 Petru, capitolul 3. Căci este mai bine decât aș fi fost voi. Căci este mai bine dacă aș fi, așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Încerc scuze, dar nu mai văd uneori și trebuie să pun degetul. Deci când faci bine este și suferi, este o cinste, este o onoare pe care o aduci Domnului Iisus Hristos și lucrării și împărăției lui Dumnezeu. El a suferit pe nedrept pentru păcatele noastre și ne-am bucurat. Am avut niște beneficii ale Duhului Sfânt, ale rozii Duhului Sfânt. Este adevărat? Am fost mântuiți, am fost eliberați de puterea păcatului. Viața noastră s-a schimbat, roata Duhului a venit în viața noastră, crește, se maturizează, aduce rod. Aleluia. Și noi ne bucurăm de toată această lucrare a lui Dumnezeu. Amin. Și noi când suferim și avem răbdare și îngăduință în necaz, arătăm celui de lângă noi speranță, nădejde. Chiar dacă data viitoare trebuie să fim mai precauți cu acea persoană, dar arătăm speranță, arătăm nădejde și chiar dacă trebuie să căutăm să rezolvăm problema, dar arătăm speranță, arătăm nedrepte și la aceasta am fost chemat. Petru este foarte lucid în argumentarea lui.
și menționează printre altele că noi ca și creștini putem să zicem, am credință în Domnul, dar să pierzi speranța, să pierzi acel echilibru, acea nădejde care este borna, te ajută să mergi prin valea plângerii, prin încercări, să mergi nu ca un orfan, nu în genunchi, nu fără speranță, și să mergi în picioare, să mergi cu speranță. E o diferență între creștinii care îl iubesc pe Domnul și oamenii religioși. Oamenii religioși când trec prin caz, merg să trăsc și dacă ies acolo și e greu și dar un creștin nu este așa. El perseverează pe calea aceasta a Domnului. Versetul 12 din capitolul 4, 1, Petru spune așa: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. Nu vă mirați că această încercare a venit peste voi ca fiind ceva ciudat. Dumnezeu în planul său, în suveranitatea sa, îngăduie cât noi putem duce. Să știi, frate Pampi, să știi, soră, că Dumnezeu îngăduie în suveranitatea sa când putem duce noi. Dar să știi că atunci când El îngăduie necazul, El vrea, deși testează. Amin. Vrea să vadă dacă te încrezi în El. Dacă îl onorezi pe El și zici, Doamne, Tu m-ai trecut prin necazul acesta, Tu mă și scoți, m-a și ajuns să rezolv. Și când vorbești așa cu Dumnezeu, zice, Dumnezeu, gata, te ajut, te sprijinez, am înțeles, ai învățat lecția, mergi la următorul nivel. Înțelegeți, dragii mei, creștinii nu trebuie să întoarcă rău pentru rău, ci din cont trebuie să răspundă cu răul la bine. Versetul 9 din capitolul 3 spune lucrul acesta: cu bine la rău. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați că și la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. E așa deosebit să citim cuvintele Scripturii, dar este așa de deosebit când ele pătrund prin Duhul Său în viața noastră, să imprimă aici, și când cineva ne vorbește de rău, când cineva ne face rău, El, Duhul Sfânt, să ne amintească și să zică, stai, stop, nu răspunde cu rău, răspunde cu bine. Transmite-i un mesaj și spune, eu mă rog, eu te iubesc. Dar asta înseamnă să fii matur în credință. Asta înseamnă să ai niște convingeri schimbate de Duhul Domnului și de adevăr. Asta înseamnă să perseverezi în direcția aceasta. Spune Scriptura că Domnul nu a răspuns la rău cu rău, ci cu bine. Lucrul acesta îl putem observa în capitolul 2, versetele 22 și 23, spune cuvântul. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocoră. Și când era chinuit, nu amenința și se supunea dreptului judecător. Amin. Ce făcea Domnul Iisus Hristos când era amenințat? Ce făcea Domnul Iisus Hristos când era vorbit de rău? Ce făcea Domnul Iisus Hristos când îl scuipau oamenii în față? Se spune Scriptura că pe lângă că se ruga, spunea că El se supunea dreptului judecător. Păi dacă Dumnezeu nu l-a trimis să răspundă la rău cu rău, și Dumnezeu l-a trimis cu mandat. Mandatul lui a fost să ducă Evanghelia într-o lume căzută, dar să moară pe cruce pentru oameni. Dacă nu ne cunoaștem mandatul, dacă nu ne cunoaștem scopul în lumea aceasta, noi ajungem să răspundem cu rău la rău. Și când răspundem cu rău la rău, adesea ne căim. Dar e bine să învățăm lecții atunci și să ne rugăm, dragii mei. Știți cât de important este să înțelegem
lucrul acesta, să nu răspundem cu rău la rău și să ne rugăm lui Dumnezeu să se imprime în viața noastră persoana Domnului Iisus Hristos, cu cum a trăit El viața. Dacă vrei să biruiești, privește viața în felul acesta. Apoi ne spune Petru că creștinii trebuie să fie gata să plătească prețul pentru neprihănire. Versetul 14 din capitolul 3. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă turburați. Dacă aveți de plătit un preț pentru neprihănirea pe care Dumnezeu o cere de la tine, nu te teme, nu te tulbura. Ăsta este mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat când trăim adevărul lui Hristos. În felul acesta, nu ne tulburăm. Adesea pierdem direcția în viața de credință și uneori o luăm pe căi pe care noi le considerăm bune, o luăm adesea pe căi pe care alții ne sfătuiesc și nu ne ducem și îl întrebăm pe Domnul, nu stăm suficient timp în rugăciune și când nu stăm suficient timp în rugăciune, nu putem să răspundem la rău cu bine și uneori răspundem la rău cu rău. Și cerem ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne ajute să răspundem la rău cu bine. Amin. Oamenii care nu-L cunosc pe Hristos au atacat. Luca capitolul 23 cu 18 spune următorul mesaj. La moarte cu omul acesta. La moarte. Face referire la Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos le-a dat pâine, le-a dat pește, i-a vindecat, i-a încurajat, le-a dat cuvântul vieții, a fost bun. Dar după aceea l-au trimis la moarte. Este evident că era planul lui Dumnezeu să meargă în direcția aceea. Dar vedeți dumneavoastră cât de schimbătoare este inima omului. Matei 10 cu 12 spune, veți fi urât de toți din pricina numelui meu. Veți fi urât. Dacă ați ales să fiți urmași ai Domnului, să știți că aici, în zonă, la dumneavoastră, veți avea de dus lupta aceasta. Dar nu o privi ca pe o povară. Primește-o ca pe o chemare din partea Domnului. Să suferi pentru El. Și să slujești pe cei care îți fac răul. Este o onoare, este o cinste pe care Domnul ți-o dă. Nu este așa că mulți au venit și au mâncat, când s-au făcut mese de dragoste. Și după câteva zile au răspuns la binele care l-ați făcut cu rău. Au început să vă vorbească, să vă disprețuiască ca și creștini, să vă dea la o parte, să vă desconsidere. Să nu vă ia în seamă sfatul. Ăștia sunt oamenii care nu l-au pe Iisus ca Domn. Dar cu toate acestea, sunteți chemați să-i slujiți, sunteți chemați să-i iubiți, să-i prețuiți, așa cum sunt ei. Dacă pe Domnul Iisus Hristos l-au dat la moarte și pe noi n-ar fi dat la moarte dacă legea ar fi permis lucrul acesta, nu vă îndoi. Dar noi, ca și creștini, suntem protejați de lege, dar oamenii sunt răi că nu au pe Hristos, nu au speranța lui Hristos, nu au nădejdea aceasta a mântuirii. Dar noi, ca și creștini, suntem în mâna Domnului, în harul Său. Și spune cuvântul, n-aveți nicio teamă de ei. Amin. Sunteți în mâna lui Dumnezeu. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Spune Scriptura că firele din cap ne sunt numărate. Zilele Dumnezeu le are în planul Său, în suveranitatea Sa. Amin. Dumnezeu știe de ce ai picat examenul.
Știe. El vrea să te smerești, el vrea să te ajute să înțelegi planul lui Dumnezeu. Amin. Poate că ai fi luat permisul și ai fi dat, sau ar fi dat cineva în tine. Dumnezeu, în planul său, în suveranitatea sa, știe de ce a îngăduit acea mică încercare în viața ta. Slavit să fie Domnul. Și așa trebuie să privești lucrul acesta. Nu cu amărăciune și să spui, Doamne, eu știu de ce. Poate să testeze credința. Vrea să te facă mai matur, frate. Amin. Vrea să te întărească, să te facă un stâlp al bisericii. Dar Amin. Trebuie să treci prin cadru, prin strâmbtorare. Trebuie să, Amin. Acolo, puneți nădejdea, încrederea în Dumnezeu. Nu aveți nicio teamă de ei. Știți ce înseamnă într-o traducere diferită lucrul acesta? Înseamnă următoarea idee. Nu aveți nicio teamă de ei. Nu vă lăsați zăpăciți. Nu vă lăsați tulburați. Amin. Necazurile, strâmtorările, asta vrea să facă Satana. Să încătuie, să zică, a, uite, l-ai văzut? Dar tu, ca și creștin, nu trebuie să te lași zăpăcit, amăgit. Eu, când am avut de-a face cu suferința, nu s-a lăsat zăpăcit. Tulburat în mintea lui. S-a crezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu la urmă ce a făcut? I-a binecuvântat familia, i-a binecuvântat averea, i-a binecuvântat cu tot ceea ce a avut nevoie. Amin. Dumnezeu nu vrea să ne ducă în sapă de lemn, dacă suntem muncitori. Dar Dumnezeu nu vrea să ne țină nici în puf și să zică, nu, vreau să-l protejez pe Lucian și să nu-mi găduim niciun necaz în viața lui. Nu este posibil lucrul acesta, pentru că Biblia spune că datorită păcatelor care le-a făcut, păcatului care i-a făcut Adam și Eva, astea vin ca și consecință. Dar Iisus Hristos a biruit moartea. Noi nu mai suntem sub boldul morții. Cel rău nu mai are putere asupra noastră. De aceea zice Petru, nu vă teme, nu vă tulburați, căci voi sunteți în mâna Domnului. Că Domnul îngăduie în viața voastră o anumită perioadă de încercări. Este pentru o perioadă. Dar suntem în mâna Domnului. Slavă Domnului! Lucrează cu putere. Apoi spune Scriptura că cei încercați vor face o prioritate să-L sfințească pe Hristos în inima lor. Versetul 15 ne spune lucrul acesta din capitolul 3. Și sfințiți în inima voastră pe Hristos ca Domn în mijlocul necazului al încercării prin care trecea biserica din Asia Mică, Petru scrie lucrul acesta. Pe lângă încurajare le scrie și le spune, sfințiți în inima voastră pe Hristos ca Domn, nu lăsați fisuri în inima voastră ca să acolo se pătrunde îndoiala, pătrunde păcatul. Și sfințiți, credeți că Dumnezeu este suveran, El știe de ce a lăsat necazul. Credeți că El nu va îngădui mai mult decât puteți duce. Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât noi putem duce. Dar trebuie să avem încredere, trebuie să avem nădejde aceasta, care nu înșală. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere nădejde. Fiți totdeauna gata să dați socială. Fiți totdeauna gata. Să fim totdeauna gata. Este un har pe care Domnul ni l-a dat. Amin. Dragii mei, să nu avem un cuget pătat. Să nu avem un cuget spurcat, păcătos, cu păcate ascunse. Avem un cuget curat. Duhul Sfânt cercetează inimile noastre. Amin. Adevărul lui Dumnezeu cercetează inimile noastre. Dar totdeauna trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna trebuie să mergem înaintea Domnului Iisus Hristos și să ne rugăm și să zicem, Doamne, descoperă. Amin. Care sunt păcatele în viața mea? Necredința, îndoiala și alte lucruri, alte păcate de felul acesta. Când ele sunt descoperite de Domnul,
Mărturisește-le și lasă-te de ele. Amin. Pentru că e cel mai important să faci lucrul acesta. Noi, ca și creștini, suntem mai mult decât biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Dar când Satana murdărește cugetul nostru, el distruge lucrarea aceasta în viața noastră. Și uneori ne dă sentimentul că este bine și așa. Dar înaintea lui Dumnezeu este rău. Cel împiedică pe Dumnezeu să aibă comuniune, relație cu noi, spune Scriptura că păcatele, un zid de despărțire. Amin. Și Domnul să se îndure de noi în felul acesta, să păstreze cugetul nostru curat. Amin. Apostolul Pavel ne spune Scriptura în Filipeni capitolul 3 că vechea lui viața a lăsat-o în urmă pentru că avea un scop mai măreț, să-L prindă pe Hristos. Eu alerg țintă înainte ca să-L apuc pe Hristos. Iar ceea ce era el, că era un om erudit, învățat, avea relații multe, înalte și așa mai departe, le-a socotit ca un gunoi și le-a dat la o parte. Amin. Și când a ajuns să socotească lucrurile acestea ca un gunoi, știți ce s-a întâmplat, dragii mei? Că oamenii aceia, din categoria aceea aleasă, au început să-l prigonească. Au început să caute să-l oprească din vestirea Evangheliei. De ce? Pentru că l-a socotit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața. Amin. Când noi socotim adevărurile lui Dumnezeu ca o prioritate în viața noastră, să știți că vom avea foarte de suferință. Și așa cum am zis la început, putem să facem mese de dragoste aici, când se botează cineva sau în alt context. Și vin oameni, mănâncă, iau și apoi pleacă, iar după o săptămână te trezești că spune la moarte. Omul ăsta nu este vrednic. Cum se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu l-au pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Nu au aceleași valori, aceleași principii. De aceea noi nu luptăm cu carnea și cu sângele și cu Duhul, cu Duhurile rele. Domnul să se îndure de noi. Amin. Amin. Dragii mei, noi suntem gata să dăm socoteală de nădejdea care este noi. Ne spune lucrul acesta Petru în versetul 15. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar cu blândețe și teamă. Amin. Cu blândețe. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să te duci într-o relație și să îl rogi pe Domnul și să spui: Doamne, eu sunt o persoană impulsivă. Dă-mi Tu, Doamne Iisuse, cuvintele potrivite. Dă-mi, Doamne, Tu înțelepciunea potrivită ca să pot să spun omului ce am pe inimă, ce este adevărat. Amin. Totdeauna Hristos ne trimite să spunem adevărul chiar și celor care ne greșesc, dar să-L spunem în dragoste, să-L spunem cu blândețe. E așa de important lucrul acesta, să spunem adevărul cu dragoste, cu blândețe, și Domnul să lucreze și să binecuvinteze El lucrarea sa. La un moment dat vorbeam cu soția mea și ea ce-mi spunea avea dreptate. Și am zis: ok, ne oprim un pic. Eu am sensibilizat ceva. Că tu nu mi-ai spus adevărul cu blândețe. Și am vorbit cu ea și la un moment dat ea zice: mă duc în bucătărie să mănânc. Bine, du-te și te gândești. Se duce, mănâncă și vine înapoi și zice: eu te-ai gândit? Da, m-am gândit. Zic: foarte bine că te-ai gândit, iartă-mă, îmi cere iertare. Bun. Acum putem continua. Putem continua discuția și am rezolvat discuția. Dragii mei, trebuie să ai o sensibilitate de la Duhul Sfânt și în familie și în jurul tău ca să-ți dai seama că impunerea nu înseamnă neapărat să dai cu pumnul în masă, nu înseamnă să ridici tonul.
Nu înseamnă să spui cuvinte elocvente și așa în termeni științifici. Și înseamnă blândețea care Domnul Iisus Hristos a avut-o. De aceea oamenii îl urmau și ăsta a fost unul din motive, pentru că a avut înțelepciune și blândețe, tact, cum să spună. Și oamenii când erau deznădăjduiți, oamenii auzeau din gura Domnului vorbe care îi ungeau, pătrundeau în inima lor și le mângâia inima. Când spui o vorbă blândă, mângâi, apoi spune Scriptura cu teamă, versetul 16. Teama de Domnul înseamnă respect. Aleluia. Înseamnă respect. Adică